Aventura continuă pe drumul comorilor. Asia Express. Duminică, luni și marți. De la 20 după Observator la Antena 1. Merita o seară caldă cu vești de departe. Scrisul lui mama, la mama. Ăsta e scrisul lui mama. E de la mama, draga mea. Sunt foarte mândră de voi. Pentru tot ce faceți în Asia Express, cea mai provocatoare aventură a voastră. Știu și simțim că provocările concursului nu sunt simple și că aveți nevoie de toate resursele voastre ca să faceți față. De aceea ne bizuim pe puterea ta și pe faptul că vei fi acolo ori de câte ori fata noastră va avea nevoie de cineva care să o sprijine dacă se clatină și care să o ajute să-și depășească emoțiile. Încearcă să creezi un echilibru în echipă dându-și lui Dănuț, cel calm și împăciuitor, ceva din energia ta. Nici o altă echipă nu poate fi mai puternică decât aceea formată din doi frați care se înțeleg și care știu că nimic nu-i poate învinge. Vă iubesc și sunt cu sufletul alături de voi, mamă. Tu știi că eu nu sunt o lacrimogenă de fel și n-am să mă plâng că mi-e dor de voi și că sunt îngrijorată, deși îmi este și sunt foarte îngrijorată. Deci avantaj noi. Lasă-i pe ceilalți să le fie dor ca să piard. Mami, te iubesc din toată inima mea și mi-e dor și de tine și de tati și de Bimbo și de tot ce înseamnă acasă și vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru tot ce am avut când eram mică, pentru că aici îmi lipsește tot, tot, inclusiv mâncarea ta. Inclusiv curățenia și acel ai răbdare pe care mi-l ziceai tu. O experiență de internat. Ceva de internat. Surpriza este că noaptea asta avem o cameră mare. Ne aduce aminte de tabără. Da, tabere și de astea. Nu putem să plecăm să ne căutăm gazde, nu vă supărați. Nu puteți să ne căutăm cazare? Să vedem partea plină a paharului. De fapt, nu suntem cei care trebuie să căutăm cazare în această noapte. Da. Bă, nu mai plângeți, mă, mi s-a urât cu binele pe bune. Aveți o saltea, aveți prostoape, aveți tot ce vă trebuie și e mă okay, plânge. Și eu zic la fel. Hai. Ok, ce avem? Nu mi se pare atât de rău. Hello. 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 Hello, sir. Excuse me. Am oprit un om pe stradă spre surprinderea noastră, gagiu plăcut așa și bucuros că ne-a voitor, știi? Voitor, da, 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 și cu o engleză bună. Ne pune să întrebăm de un domn Ermini Pasinio. Da, la o casă verde. Ernani Pasinio. Ne răspunde o domnișoară și ne spune că Ermini Pasinio ăsta era bătrânul care a avut această casă. E o casă de oaspeți, cumva. Casă de oaspeți, da. Și că, de fapt, se ocupă nepotul. You have a place? Yeah. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, thank sir. You. Thank because you. We don't find nothing. Thank you, thank you. Okay, sir. Pășim în casa lui, care era un fel de peleș. O casă veche de 90 de ani, 96 de ani undeva pe acolo, adică cu istorie multă, arăta într-un anume fel. Excellent. It's very nice. Genul ăla de casă de coloniști. Cu o grămadă de colecții de obiecte ciudate pe acolo, de la solnițe și... Da, bunica, care încă mai trăiește, cică, m-am gândit că e foarte bătrână, colecționa lingurițe, solnițe. Uite și aparatul ăla de filmat vechi. Mă... Am făcut o petiție, am depus-o la recepție. Băi, chestia e în felul următor. Nu avem cum să dormim cu dușmanii în aceeași cameră și atunci trebuie să... Sunt prea mulți dușmani pe metru pătrat. Eu mi-au frumos și mă duc în altă cameră, pentru că ne-am dat altă cameră. Bă, având în vedere că noi am plecat cu cutia asta de la fabrica de zahăr... Tot? Mai mult ca sigur avem o cutie cu bomboane sau ceva. Și niște plicuri. Nu-mi zic că-i poezie. Raul! Nu cred așa ceva! Da, să vedem. Prietenia voastră e ca o poezie. Două suflete ca în rimă. O țin o veșnicie. O țin.
Să râdeți și să plângeți tot timpul împreună. Dei soarele pe cer sau negura în furtună. Andrei. Dragă Lia, îți cer să ai grijă de mama cât stați acolo, deoarece știu că fără mine și fără tata îi va fi foarte dificil să se descurce. Dragă Sorin, am auzit că așa, golan, bătrân, cum sunteți, alergați ca la 20 de ani. Faceți-vă planuri pentru când o să veniți învingători în țară. Lui Fodorică îi place mult să viseze atunci când se află în situații extreme. Deci din când în când spune-i, hai frățică, o să reușim. Spune că nu mai îmi încap în piele de mândrie că accept provocarea asta, că-l iubesc până în Asia. Dar nu mai pot să citești. Nu mai pot. După cum bine știi, Alexuțu a rămas pe mâini bune. Nu există zi sau minut în care să nu întrebe de voi. Așteaptă cu nerăbdare să... să-l găsiți pe Moș Crăciun și să vă întoarceți cu el acasă. Spune că pitica noastră îi ține pumnii strânși, că e topită de emoție când ne băgăm seara la culcare și că ne imaginăm ce mai face tati și că abia așteaptă să vină acasă câștigător. Spune că e ginerele preferate al tata. Nu că sunteți ai noștri, dar aveți stofă de învingători. Noi vă iubim și vă așteptăm cu minți acasă, cu mic, cu mare. Ne dor tare de Alex, sincer. Lui îi place foarte mult să faci în grătar în curte. E... Și noi asta am zis că am plecat de acasă. Nu mergem să căutăm pe Moș Crăciun. Și că ne întoarcem când vine zăpada. E prea mult. Treaba asta cu nevăzutul, cu nevorbitul, cu neștiutul. Dar de ce plângi? De ce plângi? Dar hotărăște, te plângi sau râd? Dar ce-i asta? Scrisoarea este de la Raul, de la soțul meu. Noi ne știm de 8 ani, ne-am căsătorit anul ăsta în iulie. Mi-e dor de răpădați seama. Fizic sunt departe de ei, da? Sufletul și inima mea e acolo lângă ei și poate de asta mi-este foarte greu. Cătălin, copil drag, să rămâi la fel de atent și tandru. Da, sunt liniștită că mergi mereu lângă umorul ei când este greu, când vrea să renunțe. Că o motivezi și o încurajezi, că îi oferi siguranță și că ai grijă de ea. Alături de tine înflorește. Mama are un fel unic de a scrie. Și de a spune lucrurile. Te rog să ai grijă de Carmen pe cât îți este cu putință și să îi transmiți din partea mea să aibă încredere în intuiția și tenacitatea de care a dat dovadă întotdeauna și că o iubesc. Iusef este iubitul meu și cred că este mai mult decât un iubit, este și cel mai bun prieten al meu și, nu știu, este un om fără de care cred că nu aș fi putut să trec peste multe momente din viața mea, destul de grele și momente, adică el a avut mai multă încredere decât am avut eu. Mult timp. Sunt sigur că sunteți bine, experiența Asia Express fiind doar o continuare firească a nopților din facultate de la Șarpe sau a întâmplărilor în care prietenia voastră demnă de două surori siameze a crescut și înflorit. Nu te certa pe lucruri care țin de hazard. Mai cântă-i cât un cântec câteodată, știi că o spargi cu asta. Las-o pe ea pe logică. Păi nu cred, ăsta a apucat să vadă emisiunea? Referitor la Alex, să știi că este o persoană foarte ambițioasă, care dacă își propune un obiectiv, va trece peste orice obstacole pentru a-l atinge. Deci nu trebuie să-ți faci griji că ar putea ceda, indiferent cât de grele ar fi încercările. Familia l-așteaptă cu bine înapoi, în special cele două nepoate gemene care întreabă în continuare de el. Cred că tu și tata faceți o echipă foarte bună.
presupun că te-ai obișnuit deja cu el și toate obiceiurile lui. Da, da, deci cam știu că vă confruntați cu multă căldură și umiditate. E un lucru pe ceea ce îl enervează foarte tare, așa că trebuie să ai răbdare cu el. Și sunt sigură că nu o să se lase pentru că s-a pregătit pentru emisiune și în plus îi place să câștige. Așa că ai șanse mari să ajungi cu el până în final. Vă țin pumnii, Miruna. Ia măi, fină. Eu am mai fost plecat de acasă, ani de zile, și a fost foarte greu, adică a fost câte 8 luni pe an plecat de acasă. E, dar nu știu, oricam mai îmbătrânit. Simt pe zi ce trece lipsa copiilor și a soției, a familiei. Mama este bătrână, nu prea știu ce face, dacă e bine, dacă e rău. Păi am îmbătrânit, bă, nu mai duc de-astea, mă. Vreau să știe că... Dar sunt convins că ele știu. Că mult la ei. Sunt convins că ele și ei știu și că se bucură foarte mult că ești aici și o să te vadă la televizor și o să le placă să te vadă la televizor. Ai văzut ce zice? Că te încurajează și că întreabă de tine, dar nu cred că întreabă hai acasă. Hai acasă cu trofeu. Uite, așa o să mă gândesc în continuare. Hai acasă cu trofeul. Vă iubesc pe toți. Aventura continuă pe drumul Comorilor. Asia Express. Duminică, luni și marți. De la 20 după Observator la Antena 1.